În cartea psalmilor este scris în mod repetat, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și Ieremia spunea că bunătățile și îndurările se înnoiesc în fiecare dimineață. Asta pentru toată creația, cum scrie în psalmul 104, toate viețuitoarele te așteaptă, să le dai hrană la vreme, le-o dai tu, ele o primesc, îți deschizi mâna, ele se satură de bunătățile tale. Dragii mei, într-o dimineață cu soare, cu pace, cu sănătate în casa Domnului, putem spune că Dumnezeu și-a deschis mâna întreagă și-a lăsat să-i curgă așa printre degetele minunate, din palma sa, îndurările sale încă peste noi. Numele Lui să fie slăvit. Și cred că pentru aceasta e bine că am venit la adunare ca să-L lăudăm. Doamne, ajută-ne! Dacă doriți, deschideți cu mine Scriptura la Psalmul 84. Aș vrea să ne cercetăm înaintea Domnului în lumina celor scrise aici de fiii lui Core. Să vedem dacă psalmul acesta ni s-ar potrivi. Vă întreb de asemenea, ce notă ați da relației dumneavoastră cu Domnul? Sau ce calificativ? Cât de bine vă înțelegeți cu Domnul fiecare? În ce parteneriat, ce prietenie avem? Să știți că relația noastră cu casa Domnului trece, cu Domnul trece prin casa Lui, prin adunare. Psalmul începe cu cuvintele, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Și pentru dumneavoastră, întreb și pe copii, cât de plăcut e la adunare pentru tine. Semnul ăsta exclamării pus aici la urmă, cât ar trebui să fie de mare, cât de plăcut e să fii în adunare. Iată câteva răspunsuri. Versetul 2. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Vă puteți imagina levitul care a scris aceste cuvinte să fi lipsit vreodată de la adunare? Întreaga lui ființă reclama prezența în curțile casei Domnului unde slujeau leviți. Sunt situații în care serviciul, copiii, boala nu ne lasă să venim, asta e altceva. Vorbim de condiții de libertate. Cât de mult îți dorești? Cât de bună e relația ta cu Domnul? Îți place să te întâlnești cu un prieten? Să te duci la o activitate care îți place? Cu siguranță. Scrie aici în versetul 10, că-și mai mult face o zi în curțile tale, cum spuneam că ei nu intrau în templu numai în curte, erau leviți, nu preoți, decât 1000 în altă parte. Dacă ar fi să ne exprimăm matematic, la noi cum ar trebui să spunem? Mai mult face o zi la adunare decât 3 în altă parte, altul să spună decât 300, altul să spună la mine, eu sunt mai doritor decât ăștia, la mine face cât 1200 în altă parte. Cât? După cât de des vii? Asta se vede. M-am gândit la dumneavoastră, în general la bărbați, sunt și mai puțini, avem cu mai mult de 150, dacă bine știu, femei în adunare decât bărbați. Și cum umblăm pe partea asta, la bărbații cam știm în mod deosebit care vin peste săptămână la adunare. Repet, excludem situațiile în care nu se poate. Sunteți careva din cei ce astăzi sunteți aici și peste săptămână de regulă nu veniți? Dacă ființa noastră ar striga precum acestora, inima și carnea mea strigă, ți-ar fi ceva ciclic în ființa ta și fără ceas să ai aceste impulsuri, să știi, să fii reglat după programul de la adunare. Doamne, răscolește ființele noastre și pune noi dorul acesta sfânt
să venim aici. David este omul care îi concura pe acești leviți. Își dorea, cum scrie în Psalmul 27, versetul 4, un lucru cer de la Domnul. Adică să-i creeze ocazii. Deci nu se mai punea problema ca el să nu-și dorească. Îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Eu am impresia că David oarecum îi invidia pe leviții ăștia că pot să stea mai mult acolo decât el. Că oamenii puteau să stea doar în orarul sărbătorilor, leviții puteau să stea mai cu seamă după ce el a instituit prin descoperire dumnezeiască împreună cu Gad și Nathan, să stea tot timpul acolo să laude pe Domnul. A zis, parcă aș vrea să fiu ca voi. Păi el era rege, avea casa lui specială, construită cu materiale de import, era deosebită, să zicem așa, în toată țara. Și acolo era un cort, că templul încă nu se făcuse. Și a zis, asta mi-aș dori, să privesc frumusețea Domnului. Relația ta cu Domnul trece prin adunare. Nicăieri Domnul nu se vede mai în slavă și putere decât la adunare. Că aici se descoperă prin tot trupul său. Tu te poți ruga și acasă, bineînțeles, cu ușa încuiată, Domnul te aude. Da, da, aici slava Domnului, prezența Lui este mai bogată. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Deci templul său este mai complet aici și dorindu-ți pe Domnul, nu se poate să nu-ți dorești o prezență în care să te minunezi, să vezi cum Domnul lucrează, scrie în Efeseni, că și îngerii doresc să vină la adunare. Știți de ce? Să vadă lucrările Domnului. Un frate proroc spunea că a avut o autovedenie. Adunarea era fără balcoane extinse. Și el a zis, e mai mare clădirea decât se vede. Păi cum, frate? În jur, sunt îngeri de jur împrejur. Să nu credeți că a fost o pictură în mintea lui. Era o realitate. Îngerii doresc să fie prezenți. Și cel din tâi care este prezent este Domnul. La adunare venim să ne întâlnim cu Domnul și ne dorim asta. Doamne, îți mulțumim că e libertate și pace și putem să o facem. În al doilea rând, cât de mult sau cât de plăcute sunt locașele Domnului pentru tine, scrie în versetul 3. Ah, altarele tale, Doamne, loștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Cât de mult vii la altar? Știți că evreii aveau două altare, altarul din curte cu jertfele și altarul din sfânta cu tămâia, care era numai pentru preoți. Noi venim la altar cu rugăciune, cu cântare, cu ofranda noastră, cu darul care ne l-am dat aici pentru Domnul, numele Domnului, pentru Saraș, pentru lucrarea Domnului. Vă puteți imagina, am observat astăzi că n-a venit nicio cerere pentru poezie, a venit doar un bilet pentru o cântare. Vă puteți imagina pe cineva care a pregătit o poezie o săptămână și să nu-și dorească să vină să o recite? Să zic că am uitat să mă duc la adunare. Dacă avea darul pregătit, n-avea cum să uit. Care s-au pregătit la repetiții și au cântat și este o cântare pe care au înțeles-o și vor să o aducă ei ca dar Domnului. Nu se poate să nu facă totul. Să fie și ei acolo când se închină acea cântare comună înaintea Domnului. Da, atât de mult iubești și atât de mult ești de aproape de Domnul, cu ce vii aici, spune Scriptura, vă citesc din Cartea Deuteronom, evreii aveau sărbătorile și regulile lor, noi le avem pe ale noastre, capitolul 16, versetul 16, partea finală, să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Nu toți au ocazia să slujească individual sau în grup, dar altarul și rugăciunea, dorești să vii aici să te rogi? Se anunță cauze speciale, ai ocazia să participi la acest altar al rugăciunii. Eu mai spun uneori, nu doar cei de la Amvon fac slujba, o facem toți. Să zic, predica a fi de lungă cât voi avea călăuzire. Dar rugăciunea cât e de lungă? Cine a anunțat rugăciunea dictează cât e de lungă sau poporul cât e de lungă rugăciunea.
Poporul alege cât să fie de lungă rugăciune. Cât de mare să fie darul care stau la altar. Cine alege cât de bogată să fie cântarea, aceea cântată din inimă, să fie ca un vițel? La altar, cel ce conduce cântarea, dă tonul, dă adunarea, care participă. Să ne ajute Domnul să participăm la altar. Să fim prezenți în aceste acte sfinte care sunt înaintea Domnului. În al treilea rând, cât de mult iubim noi locașul sfânt, scrie aici în versetul 4, ferici de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Cu câtă pasiune îl lauzi pe Domnul? Am recomandat și mai recomand celor ce conduc cântările, cântările care n-au voie să lipsească în adunare și care vor continua în cer sunt cântările prin care Domnul este lăudat. Numele Lui slăvit îi se aduce mulțumire, închinare, mărit să fie Domnul. Acum mai cântăm noi și de durerile noastre sau alte cântări, astea vor înceta după ce Domnul vine. Se încheie cu plânsul, cu toate, schimbăm repertoriul. Dar sunt cântări care rămân, alea cele prin care lăudăm pe Domnul. Și fie ca să o facem cu toată inima. Poate nu toți pot să cânte, știu eu, așa, într-o anumită durere, că nu sunt în asemenea situație. Sau nu toți copiii pot să se roage pentru toate motivele. Dar în a lăuda pe Domnul, dacă te bucuri de El, vă citesc numai un verset, iarăși le-au pe David ca exemplu din Psalmul 9, este deosebit. Primele două versete. Ascultați. Cam cum ar trebui noi să cântăm dacă îți place să vii la adunare? Dacă ai o relație bună cu Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Cum e cântarea aia din toată inima? De laudă. Versul 2. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalt. Și când Tu te silești să-și faci partea Ta, se întâmplă ce scrie în Isaia capitolul 58, îți dă Dumnezeu harul necesar, citesc versetul 14. Te vei desfăta în Domnul, aici e vorba de prezența la adunare. Eu, zice Domnul, te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri. Doamne, lasă harul Tău peste cântare. Să fie, Doamne, prezența Duhului Tău. Am cunoscut de-a lungul anilor situații în care predica a fost întreruptă de lauda pentru Domnul și adunarea a izbucnit în cântare și în rugăciune. Prin Duhul, când cântarea a fost întreruptă. Pentru că Dumnezeu a suplimentat harul acela, căci cei în cauză l-au dorit cu adevărat pe Domnul. Așadar, rețineți, repet, cât de plăcute sunt locașurile, cât de mult dorești să vii. De tine depinde cât de plăcut va fi. Cu ce te pregătești să vii înaintea Domnului? Asta e dovada ce dai tu pentru Domnul. Și cât de mult îl auzi, asta dovedește cât l-ai înțeles tu, cât îl cunoști. În ochii tăi ce preț are Dumnezeu, mare Dumnezeu, pentru cine a ajuns să-L cunoască. Nu se poate să nu-L laude, să nu-L cinstească, slăvit să fie Domnul. Am vorbit undeva la o adunare în aer liber, la o evanghelizare, săptămânile acestea, și văzând așa erau în jur pomi, verdeață, așa am spus, dragii mei, toate cele care se văd, cine le-a creat? Dumnezeu. N-ar trebui să fie trecut numele autorului, proiectantului, deținătorului. Cu asta n-am vrut neapărat să spun să scrie numele Dumnezeu pe vreun gard. Am zis, numele Domnului ar trebui să se găsească pe buzele noastre. Uitându-ne în jur să lăudăm pe Dumnezeu, dar în adunare Dumnezeu merită să fie lăudat mai mult decât în natură, că aici e harul mântuirii sale. Creația e pentru toți, dar mântuirea e pentru aleșii săi, slăvit să fie Domnul. Acum ce am spus până aici, depinde, cum ziceam, de fiecare, aș vrea să vă motivez să vedeți cu ce ne alegem, dacă ne sunt plăcute
locașurile Domnului. Dacă noi ținem la adunare, în a fi prezenți, în a participa cu toată inima, în a ne dărui, în a ne jertfi, în a fi cu adevărat un membru viu, sănătos în biserica, în trupul Domnului. Versetul 6. Când străbat aceștia valea plângerii, adică în viața asta prin care trecem, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Și tot aici, versetul 11, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihan. Viața ta se schimbă în toate componentele ei. Tineri dragi, copii chiar dacă înțelegeți, după o slujbă de la adunare, altfel e viața. Chiar dacă trebuie mâine luni să te internezi, să te operezi. Chiar dacă te duci chiar la școală și ai probleme cu colegii și la serviciu e greu și patronul e nemulțumitor. Altfel este. Dumnezeu dă ploaie timpurie, se nasc izvoare, ai alte premize. Dumnezeu să ne înnobileze viețile. Dar nu se poate asta decât dacă noi îl dorim pe El și prezența în casa Domnului. Dumnezeu poate să binecuvânteze. Amintiți-vă de cei descriși în cartea Hagai. Munceau pentru casa lor, le-au întors din robie, fiecare să-și facă casa, aveau case, probabil asta era atunci la modă, case căptușite. Și de casa Domnului nu-i interesa. Aveau binecuvântare. Ce adunau, puneau într-o pungă spartă, ogoarele erau năpădite de insecte, de dăunători, și a zis Dumnezeu, scrie în Malahi capitolul 2, notați în calendar ziua în care vreți să vă schimbați atitudinea față de casa Domnului și veți vedea că se schimbă ceva în activitatea, în gospodăria voastră. Viața este alta. Vă dau un exemplu surorilor. Știți că au fost mesaje că diavolul vrea să apese pe anumite surori. Spuneți-mi, vă rog, când s-a schimbat inima Anei după toate înțepăturile peninei? După o zi? La adunare. S-a întors acasă, inima ei n-a mai fost aceea, așa a fost altă. Când pleci de la adunare, cum spunea un frate, dacă ar fi cineva să facă o poză la intrare și una la ieșire și să le arate la un specialist, să spună că în poza de la ieșire ești mai tânăr. Când colegi mai bătrân în fapt cu două ore, dar te înseninează, se nasc izvoare, că Dumnezeu dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce... Știu cât valorează o zi la adunare și pun preț pe aceasta. O altă fericire sau binecuvântare, versetul 7. Ei merg din putere în putere și se înfățișează în alte Dumnezeu în Sion. Asta înseamnă creștere spirituală. Iar revin la mesaje. Nu-i putere, vorbim cu tinerii, se luptă. N-am putere, iar am căzut. Depinde de felul cum te raportezi la adunare, numai prezența în sine. Mai ne uităm la fanfariși, că ei sunt mai aproape de noi. Măi, dacă ați fi voi atenți la toată slujba, ca la partitură când suflați, ce bine s-ar alege de voi. Da, dacă nu ești atent numai când e nota, atunci, cu ce te-ai ales? Știi să cânți mai bine și cam atât. Da? Dacă participăm fără să... povestim așa în adunare, fără să judecăm, ci să ne bucurăm de prezența Domnului. Frații, surorile sunt doar la nivelul la care sunt, facem slujba doar după puterea și darul ce ni s-a dat. Dar dacă vii să te bucuri aici de Domnul, tu crești spiritual. Pe tine Domnul te zidește, te cercetează la predică, la ceea ce se face la cântare și tu mergi din putere în putere și îți dorești mai mult să vii la biserică, să fii mai întărit. Doamne, ajută! Mai departe, versetul 8, Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea, ia aminte Dumnezeul lui Iacov. Auzi, altfel îi ascultă Dumnezeu pe ăștia care le place la adunare. Dar dacă vii numai când ai necaz și numai atunci te rogi, e problematic, n-ai îndrăzneală la Dumnezeu. Când a fost o vreme de criză în Vechiul Testament, mai multe situații putem aminti. Au mers la Isaia, de exemplu, a zis, roagă-te tu la Dumnezeul tău, cerea la sfinț să se roage că pe aceea Dumnezeu îi ascultă. Da, pe-ai săi Domnul îi are în atenție. Dumnezeu să asculte rugăciunile. Aici nu insist,
Dar las o temă pentru acasă. Să vă uitați rugăciunea lui Solomon, că e scris în două pasaje. De câte ori a spus că Dumnezeu ascultă mai bine rugăciunea la templu decât în altă parte? Da, spuneam, te poți ruga și acasă, dar nu-i ca rugăciunea de aici, este un consemn. De aici Dumnezeu ascultă mai bine. Și ca să nu mai spun că se roagă și alții și iau aminte, Domnul să împlinească ce scrie aici, să asculte rugăciunea. Și Ana, despre care v-am amintit, s-a rugat la templu și a zis Eli, Domnul să-ți asculte rugăciunea. S-a întors mai apoi și a zis, știi rugăciunea aceea? Pentru asta mă rugam și Dumnezeu a ascultat. Așa i-a și pus nume la copil. Pe mine Dumnezeu la templu când m-am rugat, m-a ascultat. Și iarăși un alt motiv să lăudăm pe Domnul, slăvit să fie El. Și mă adaug ceva, versetul 9, tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului Său. Versetul 11, căci Domnul este un soare și un scut. Este un verset frumos în Vechiul Testament. Când vi-l citesc, să vă gândiți dacă vi-l amintiți din citirea Bibliei, Exod 34:24. Știți că erau în vremea aceea cete de prădători, dușmani care puteau la repezeală să atace. Și erau sărbători la care bărbații, toți bărbații, trebuia să meargă 7 zile la templu. Rămânea țara descoperită. Și ascultați ce promisiune a făcut Dumnezeu, 34:24. Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta și îți voi întinde hotarele. Și nimeni nu-ți va pofti țara. În altă traducere zice, nimeni nu-ți va lua-o cu japca. În timpul când te vei sui de 3 ori pe an ca să te înfățezi înaintea Domnului. Deci când vii la adunare, Dumnezeu îți păzește casa. Îmi spunea o familie cu mai mulți copii, am plecat în grabă și a zis, de 2 ori am uitat cheile de la casă peste tot în poartă la stradă. Când ne-am ajuns înapoi acasă la amiază, băi, la cine-s cheile? Și unul dintre copii zice, uite-le în poartă. De 2 ori, dar e scris în Biblie că atunci când ești la adunare, Dumnezeu te păzește. A promis Dumnezeu, nu contează că rămâne țara descoperită și numai femeile acasă, nu stați cu teamă. Dumnezeu are îngeri care veghează la granițe și la porți, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu are putere mai apoi când stăm în fața anchetelor sau ce va veni. Potrivit spuselor Mântuitorului, Domnul dă îndurare și scut, numele Lui să fie binecuvântat. Și închei, spunându-vă cu ce scrie în final în acest psalm, Doamne loștirilor, fericit de omul care se încrede în Tine. Deci după ce îți formezi, îți dezvolți o relație cu Domnul și vezi cum te umple de satisfacție, cum îți poartă de grijă, cum te ocrotește, cum îți ascultă rugăciunea, ajungi la starea aceea să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, să te încrezi în El, să fii fericit că L-ai și să dea bunul Dumnezeu această stare tuturora. Căci fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui, dar credința nu se formează stând acasă, ci participând la această viață a adunării, să ne ajute Domnul pe toți. Și va fi fericirea pentru cei ce se tem de Domnul, cu încredere de plin în El, îl vei cunoaște mai bine, te vei bucura, vei avea satisfacții să ne le dea Domnul tuturora. Să cerceteze Domnul și pe copii, să-i ajute să-L cunoască din viața de la adunare. Cum spunea cineva odată despre un predicator, zice, pe ăsta îl știu. Când era mic, am fost odată la adunare, unde erau părinții lui, și era cu frații lui culcat pe lângă amvon, că era o noapte de veche. Dar uite așa, ducându-i la binecuvântare, apoi cu experiențe sfinte în casa Domnului, creștem în harul lui Dumnezeu, cum spune Pavel la Timotei, și ajungem să-L cunoaște pe Dumnezeu, să ne încredem în El pentru viața asta și pentru veșnicie. Doamne, dă-ne tuturora harul acesta, bucuria de a ne fi plăcut la adunare, plăcut în prezența fraților, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Amin.